Leacul anti-îmbătrânire. La 88 de ani, Esther face exerciții de câteva ori pe săptămână și susține că acest obicei este secretul tinereții, pe care l-a învățat de la mama ei, antrenoare de fitness și autoare, și un tip de exercițiu inspirat din balet, dar care poate fi pus în practică de oricine, indiferent dacă este dansator sau nu. Dincolo de condiție fizică și hrană sănătoasă, Esther propovăduiește mentalul, starea de bine psihică, pozitivismul, optimismul și încrederea. Dacă îți dorești, vei putea. Nu e de mirare că Esther i-a călcat pe urme mamei sale și a predat la rândul ei tehnica bar pentru aproape jumătate de secol și a continuat să o facă și astăzi la 87 de ani. Când am început să practic fitness-ul, totul era o glumă, dar cultura s-a schimbat în totalitate. Acum toată lumea pare să vrea să practice exerciții fizice. Dacă asta devine parte din rutină, viața și strategia ta de sănătate și bunătate încep să întinerești, afirmă Esther într-un interviu. Octogenara a mărturisit că nu se teme de bătrânețe și că pentru ea fiecare an în plus este o realizare ce merită sărbătorită. Sunt încă aici și încă lucrez. Mănânc sardine și câte o jumătate de banană, a completat Esther, relatează doctorul zilei.ro.